Date de ultimă oră acum, cod galben de vijeli și de nisori abundente pentru mai multe zone din țară, emis în urmă cu foarte puțin timp de Administrația Națională de Meteorologie. Este alături de mine colega mea Alina Șerban, meteorolog ANM cu toate datele. Alina, bine te-am regăsit. Vedem și noi în momentul acesta zonele vizate de această avertizare. Oricum, în continuare, vreme rece în toată țara. Care sunt noutățile? Bun găsit tuturor! E bine, da, și astăzi un front atmosferic va traversa teritoriul țării noastre dinspre sud către nord și va determina fenomene care pot deveni mai intense și ceea ce fac obiectul unui mesaj de informare meteorologică și a unui mesaj de atenționare meteorologică de cod galben. Ce vizează? Faptul că acest front va determina formațiuni noroase, ce vor aduce ploi mai însemnate cantitativ, 15-20 de litri pe metru pătrat, va determina și intensificarea vântului în mare parte din țară, cu rafale de 45-55 de km pe oră. În consecință, chiar dacă valorile termice vor crește ușor față de ziua de ieri, cam în toate regiunile, acest lucru nu va fi foarte tare resimțit în condițiile în care vântul va prezenta intensificări. Cele mai mari valori termice le vom înregistra astăzi în partea de vest a teritoriului, ne așteptăm la maxime de 18-19-20 de grade. Spuneam și de o atenționare meteorologică de cod galben pentru zona Carpaților Meridionali, pentru Munții Banatului și pentru zona deluroasă a Olteniei, acolo unde se vor acumula cantități importante de apă. Din această dimineață până mâine dimineață va ploua pentru intervale repetate de timp, astfel încât vom depăși 25-30 de litri pe metru pătrat și izolat chiar 40-45 de litri pe metru pătrat. În zona montană înaltă vorbim de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, dar și de intensificări ale vântului cu rafale mai mari de 90-100 de km pe oră. De mâine am putea spune că se va încălzi ușor cam în toate regiunile, astfel încât în weekend ne așteptăm ca temperaturile maxime să treacă de 20 de grade în mare parte din țară și să atingă valori de 25-26 de grade. Și în capitală, la fel, astăzi o vreme modestă, termic, o maximă undeva la 13-14-15 grade, dar va fi acompaniată de intensificări ale vântului, astfel încât nu se va resimți tocmai bine, în condițiile în care va și ploua din când în când. De mâine și în capitală, chiar dacă vom mai avea variații termice, vom intra într-un proces de încălzire.